Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei EURES România 900 de locuri de muncă vacante. Este vorba despre recoltarea fructelor. Firma Surexport, compania Agraria, sele din regiunea Huelva, localitatea Almonte, Spania, oferă 900 de locuri de muncă în agricultură la recoltarea fructelor, căpșuni, zmeu, rămure și afine. Sunt disponibile 600 de locuri pentru femei și 150 de locuri pentru cupluri cu vârstă cuprinsă între 18 și 50 de ani. De asemenea, dorim să promovăm o ofertă de locuri de muncă în agricultură în spațiul economic european. Am primit zilele trecute o ofertă prin rețeaua EURES România. Este vorba de 900 de locuri de muncă în domeniul agricol în Spania, la recoltare de fructe pentru firma Surexport. Aceste 900 de locuri de muncă sunt la nivel național, astfel că orice persoană care dorește să se înscrie la această selecție poate merge la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din județul de domiciliu. Firma Surexport, compania Agraria SRL din regiunea Huelva, localitatea Almonte, din Spania, așa cum am spus, oferă 900 de locuri de muncă în agricultură la recoltarea de fructe, căpșuni, zmeu, rămure și afine. Se lucrează 6 ore pe zi și 6 ore pe zi, în conformitate cu și 30 de minute pe zi cu pauză de masă de o jumătate de oră, în conformitate cu acordul colectiv din provincia Huelva. La cerințe, din aceste 900 de locuri de muncă, angajatorul spaniol dorește femei 600 de persoane, iar diferența de 300 de persoane, 150 de cupluri. Vârsta trebuie să fie între 18 și 50 de ani, experiență în agricultură, capabile să recolteze căpșuni afine, zmeu, rășimure la temperaturi ridicate în primăvară din sere. Nu se solicită cunoașterea vreunei limbi străine. Persoanele cu domiciliul în județul Mehedinți, care corespund cerințelor posturilor oferite, se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Plata se va face pe card, salariul brut este de 44,99 euro pe zi, din care se scade asigurări de sănătate și TVA. Netul este de 41,29 de euro pe zi. La sfârșitul campaniei, firma va plăti un bonus de 0,70 de eurocenți pe zi și la persoanele care au mai lucrat în firmă un bonus de 0,80 de eurocenți pe zi. Orele suplimentare se vor plăti cu 7,47 euro brut pe oră. Persoanele selectate vor fi contactate de către angajator. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 aprilie 2021.